Salutare! Bună seara! Ce faceți, dragi moldoveni din țară sau din diaspora? Cum încheiți această zi? Pentru noi spun că a fost una interesantă, una dinamică, una productivă, una în comunicare intensă cu oamenii, cel puțin pentru mine, dar și pentru colegii mei de la Pace. Noi am muncit astăzi în teritoriu, în majoritatea raioanelor țării. Echipa noastră a fost prezentă astăzi în mai multe țări din diaspora, unde promovăm mesajul de pace și programul politic a Partidului Pace. Eu vin acum de la Comrat. Am fost astăzi la o emisiune unde am participat în Comrat. Dezbateri politice care continuă. Dimineața am fost în piața de la Delfin, de la Buican, și am comunicat direct cu oamenii de acolo. După amiază am fost în piața centrală, după care am fost la gara auto. Colegii noștri, au juriștii, au lucrat la Comisia Electorală Centrală și bineînțeles că au pregătit mai multe materiale ce ține de procesul electoral. Deci toată lumea muncește. De ce am ieșit în acest live? Vreau să spun că sunt foarte fericit și bucuros, pentru că CECU este obligat deja să deschidă cele 190 de secții de votare în diaspora. În sfârșit, după toate ping-pongurile și încercările celor care controlează anumite procese și instituții în stat de a zădărnici, de a bloca deschiderea secțiilor de votare în diaspora sau de a deschide cât mai puține posibile, astăzi s-a săvârșit o victorie, o victorie mare pentru diaspora, pentru poporul nostru, pentru oamenii noștri care muncesc în toate țările lumii, pentru frații noștri, surorile noștri, mamele noastre, prietenii noștri care au fost nevoiți să plece din țară peste hotare, fiind la limita sărăciei, și astăzi au avut o victorie mare. Și asta e datorită faptului exclusiv a meritul Partidului Politic Pace, a echipei noastre profesioniste de avocați și juriști care, atenție, pentru prima dată în istoria țării am făcut un calcul foarte bine argumentat, foarte bine pus juridic, și am solicitat mai întâi Comisiei Electorale Centrale, Curții de Apel Chișinău, să deschidă 220 de secții de votare pentru compatrioții noștri din diaspora. Clar lucru că justiția nu este independentă în totalitate în Republica Moldova, clar lucru că Comisia Electorală Centrală este cu o influență politică unii actori de acolo, dar totuși, astăzi, poporul Republicii Moldova, din țară sau de peste hotare, acolo în diaspora unde muncesc în fiecare zi, a învins. Vom avea 190 de secții de votare. Atât de multe secții de votare n-au fost niciodată. Și vreau să punctez ca cei din diaspora, dar și cei de acasă, să cunoască. Niciun alt partid politic care se declară pro-european, care se declară în suportul diasporii, nu a cerut atât de multe secții de votare. Tot au cerut sub 180, 170 și mai puțin. Doar datorită Pace, care am cerut 220, chiar dacă nu au oferit 220, au oferit 190 de secții de votare. Asta înseamnă că noi suntem și am confirmat încă o dată un partid profesionist, de oameni bine pregătiți, cu juriști, cu o vocație înaltă, care am argumentat foarte bine și am calculat, arătând cu lux de amănunte câte secții de votare și unde trebuie să fie puse în diaspora. Dragi compatrioți din Europa, din Statele Unite, din Canada, din China, din Japonia, din Federația Rusă, oriunde vă aflați, noi avem o victorie. Victoria este pentru democrație, victoria este pentru partidele și oamenii care respectă legea, își doresc schimbarea în Republica Moldova, și noi am obținut acest lucru împreună, pentru dumneavoastră. Da, juriștii noștri s-au impus. Da, nu a fost ușor de luptat cu cei care, unii din ei care mimau acest lucru la Curtea de Apel, dar să știți că pe noi ne onorează faptul că anume noi, Pace, am cerut cele 220 de secții de votare și am obținut 190. Victoria triumfă și mai fericiți vom fi atunci când
toți care deja au posibilitatea să meargă la mai multe secții de votare în mai multe țări ale lumii, vor vota și vor aduce pace și prosperitate pentru Republica Moldova. Vor vota și vor pune acea piatră de temelie importantă pentru a începe să construim Europa acasă. Împreună să facem ordine în țară și oamenii să se simtă în siguranță, pentru că vor delega în Parlamentul Republicii Moldova și în guvern o echipă de oameni profesioniști, o echipă de patrioți, de oameni responsabili, care nu a fost niciodată în Parlament sau în guvern. Vorbesc aici despre echipa pe care am onoarea să o conduc. Deci vă mulțumesc tuturor care ne-ați ținut pumnii, vă mulțumesc tuturor care ați crezut în noi, vă mulțumesc tuturor care le-ați vorbit celor din diaspora că anume Pace este partidul politic care luptă pentru drepturile compatrioților noștri din diaspora și anume Pace a obținut victoria aceasta importantă. Noi ne mândrim cu juriștii noștri și mă bucur foarte mult pentru compatrioții noștri din diaspora. Noi vom fi în continuare alături de voi. Ori de câte ori aveți nevoie de suportul nostru, să știți că noi suntem alături. Și noi suntem acei oameni profesioniști care vă vom ajuta pe toate domeniile cu care probleme vă confruntați. Așa vom conduce și țara. Și fiecare cetățean, om, va fi pus în valoare, fiindcă noi suntem un partid pentru oameni, care ne-am asumat responsabilitatea să facem ordine în țară și să construim acasă Europa. Ca copiii noștri, părinții noștri, rudele noastre să nu mai fie nevoite să plece la muncă peste hotare, dar să aibă un serviciu, un salariu decent și condiții de viață prin care pot să-și bucure aici pentru multe generații înainte. Vreau să vă spun că astăzi am fost în... Să reiterez, de fapt, am fost și m-am întâlnit cu oamenii în piața centrală, în piața de la Buiucani Delfin și puțin m-am întristat, fiindcă încă o dată am văzut acele realități cu care trăiesc oamenii noștri, poporul nostru. M-am întristat că am întâlnit pentru cei care sunt la limita sărăciei, oameni care își planifică să plece peste hotare. Am reușit să conving 5 din oamenii care spuneau că sunt hotărâți să plece peste hotare, că nu mai văd nicio perspectivă, am reușit să-i conving, să le explic că mai avem o șansă și putem să rămânem acasă. Și eu, ca un fiu al diasporii, dar și echipa de profesioniști pe care o conduc, ne asumăm responsabilitatea, este nevoie doar să creadă în noi, să ne susțină, să promoveze acest mesaj de pace, să meargă pe 11 iulie la vot, să voteze Partidul Politic Pacea, și să nu meargă singur, să ia cu ei 5, 10, 20 de oameni care într-adevăr își doresc schimbarea în Republica Moldova. Și mă bucur că acești oameni înțelepți, chiar dacă sunt într-o situație foarte dificilă, mi-au urmat sfatul, am vorbit destul de cald și înțelept. Voi publica mâine sau poi mâine un material cu această vizită importantă în aceste pieți din Republica Moldova. Constat cu durere că cei care stau astăzi în Parlament și în Guvern sunt niște oameni irresponsabili, niște persoane care s-au rupt cu totul de realitățile Republicii Moldova și ei nu merg nici într-un fel pe pământ. Ei nu au habar ce se întâmplă în cel mai mic bazar sau piață din Republica Moldova. Ei idee nu au despre problemele reale cu care se confruntă oamenii. Ei nu merg la ei să-i asculte durerea, să-i ajute și să facă lucruri reale pentru ei. Dar m-a bucurat foarte mult că foarte mulți oameni ne-au recunoscut. Au spus, sunteți de la Pace, știm despre voi. Știm că sunteți un partid de oameni tineri, sunteți capabili, toți sunteți cu studii, vă admirăm. Așa mesaj am primit azi de la oameni. Mâine voi publica un material neapărat și de la vânzătorul de brânză, de la vânzătorii de ouă, de la conducătorii mijloacelor de transport a rutierilor, până la simple cumpărători în piață ne-au recunoscut, ne-au strâns mâna, ne-au cuprins, ne-au urat succes și au spus că vor vota cu Pace. Republica Moldova are viitor. Țara noastră va fi condusă de un guvern de oameni profesioniști. În sfârșit, în ultimii 30 de ani, țara noastră are mare șansă ca să fie condusă de oameni înțelepți și puternici. Dar eu vă promit, împreună cu echipa pe care am onoarea să o conduc, că vom fi acei politicieni responsabili pentru oameni. Noi vom face ordine în țară și vom construi acasă Europa.
o să vă oferim un trai decent aici la noi acasă, ca fiecare de noi să putem să ne creștem copiii în pace, în armonie, în bunăstare, și fiecare om, fiecare familie, fiecare sat, oraș și întreaga țară să se bucure și să mândrească că este cetățean al Republicii Moldova și trăiește într-această țară minunată. Încă o dată, felicitări compatrioților noștri din diaspora, felicitări întreg poporul Republicii Moldova cu această victorie importantă, că vor fi deschise 190 de secții de votare în diaspora. Suntem alături, promovăm mesajul de pace, vorbim oamenilor despre echipa de profesioniști și sunt convins că vom învinge. Distribuiți cât mai mult acest live, vreau ca toți cetățenii Republicii Moldova sau majoritatea, indiferent pe care loc al planetei se află, să înțeleagă că noi, chiar dacă nu avem televiziuni, suntem acei oameni capabili, profesioniști, care am contribuit și am adus victoria pentru diaspora. Am adus cele 190 de secții de votare unde mult mai mulți compatrioți de noștri vor putea vota pentru pace, pentru armonie, pentru bunăstare, pentru o Moldovă prosperă și o Europa aici la noi acasă. Vă cuprind pe curând, fiți alături de noi și nu uitați, în ziua de 11 iulie mergeți la vot. Votați pentru pace cu încredere, noi suntem numărul 1 în buletinul de vot și veți fi mândri de echipa care va conduce țara. O seară bună, vă rog!